Cătălin Tolontan, reactor șef la GSP. Felicitări în primul rând pentru anchetele începută în urmă cu aproape 8 ani de zile, care au dus, iată, astăzi la condamnările din celebru de acum dosar al transferurilor. Poate ne povestești puțin cum ați început acele anchete și de ce v-ați ocupat de acest subiect? L-am început pe surse, că tot indignează asta pe toată lumea, mai ales vedetele TV sunt foarte indignate, nu doar de presă, când dau ele cu ziarele de masă așa permanent și le aruncă de pe, din studiouri, că sunt câteva vedete TV care fac asta regulat, minimizând rolul presei din România. Deci pe surse și rolul surselor, exact. Sursa, exact. Sursele sunt, cum spunea un jurnalist american foarte frumos, camera de panică a democrației și uneori ultimul refugiu al conștiințelor. Niște oameni care sunt supărați, interesați, vexați, nu contează, da? Vor să vorbească, îi asculți. Așa a început dosarul transferurilor, pe surse. Foarte multă vreme, pur și simplu, pe surse. E adevărat, pe surse care concordau, nu a fost o singură sursă niciodată și care ne-au dus ușor, ușor, împreună cu propriile noastre săpături, la detalierea ceea ce era un sistem foarte clar și extrem de simplu de explicat. Fotbalul românesc este aici, adică într-o situație proastă, pentru că este sărac. Este sărac pentru că el a fost sărăcit. Nu s-a născut sărac. El s-a născut cu foarte mulți jucători buni la începutul anilor 90, produși de către vechiul sistem de educație fizică și sport. Acești jucători au fost vânduți în străinătate, pe bani mulți. Din acești bani, puțini au intrat în cluburile din România și mulți s-au dus direct la impresari, la conducători de club sau chiar la patronii cluburilor. Unde? În general, în străinătate, în offshore-uri. Asta este pe scurt, așa s-au născut cluburi sărace și președinți sau patroni bogați. Și ar mai fi ceva, Cătălin Tolontan, deși nu sunt un ziarist preocupat de sport, cam iese din area mea de acoperire, însă am văzut în ultimii 20 de ani cum spațiul ăsta a fost un fel de no man's land al României. Am văzut oameni atotputernici alături de politicieni puternici. Publicul obișnuit spunea lor, nu li se întâmplă niciodată nimic, sunt de neatins. Și nici instituțiile statului până în 2005 nu îmi amintesc să fi pătruns vreodată pe acest teritoriu. Așa este. Era mult prea complicat pentru ele să pătrundă o lume aparte și nu au fost interesate pur și simplu. De altminteri, țin minte că în 2006, când după intervenția, după ce am publicat noi o perioadă de timp a intervenit fiscul și apoi DNA-ul, am scris că ăsta este un examen nu doar de probitate și de competență pentru DNA, ci și de consecvență. Și i-am avertizat pe cei de la DNA în scris și am spus asta, că le-am spus așa, dacă o dați greși în acest dosar, oamenii vor spune că justiția din România nu este în stare să rezolve o chestiune care, haide, spun la urmă, nu este, așa cum se spune, știință aviatică, totuși. Sunt niște transferuri de fotbal, se pot verifica, nu sunt... Juridic vorbind, niște hârtii, sigur, nu? Adică nu e o chestiune extraordinar de complicată, fizică cuantică, da, sigur. A fost un caz dificil, fără discuție, a durat 6 ani judecarea lui, numai în instanță, a durat un an și ceva alcătuirea dosarului în sine de către procurori. Un caz complicat, dar nu este un caz istoric decât prin consecințe, cred. Prin consecințe este un caz într-adevăr istoric. Ei, vorbind despre consecințe, am văzut Cătălin Tolontan în timpul discuției online mulți cititori care întreabă de ce e atât de important, ce efecte ar putea să aibă, până la urmă sunt 8 condamnări, sigur importante, dar cu ce va schimba asta fața fotbalului românesc? Nu numai fața fotbalului românesc o schimbă. După părerea mea, eu cred că acest caz este pentru România profundă și românul obișnuit mai important ca reverberație și ca încredere în justiție decât cazul Adrian Năstase. Pentru că sunt niște oameni extrem de diverși, de la tot puternicii mafioți conform propriilor declarații Ioan și Victor Becali, până la industriașul și politicianul, fostul politician George Copos, de la marele fotbalist Gică Popescu până la managerul extrem de cunoscut și de iubit de către steliști sau de
urât de către ceilalți Mihai Stoica. Deci oameni diverși, Gigi Nețoiu, fost securist, e o combinație extrem de interesantă de oameni diverși, puternici, cu mare control și extrem de cunoscuți. Cristi Borcea, genul de întreprinzător creat după 90. E o bucată a României. A României, exact. Este ca și cum, am spus eu, sper să nu exagerez, ca și cum din primii, să zicem, 30 de politicieni și oameni de afaceri din România, 20 ar intra la închisoare într-o singură zi pe un singur dosar. Cam asta e cutremurul, cred, pentru oameni. Exact cum ai spus tu, acești oameni păreau intangibili. Dar mai concret, de mâine impresarii, mai sunt impresarii în fotbalul românesc. Uite, te întrerup, scuză-mă. Mai concret, eu cred că orice om care semnează hârtii în firme în țara asta și care cunoaște cazul, nu-l cunosc toți oamenii, bineînțeles, din România, dar eu cred că orice om se gândește astăzi, domnule, justiția noastră este oarbă, poate excesivă în anumite situații, imprevizibilă oricum, dar imprevizibilă, și ar trebui să fii un pic mai atent. Și oamenii de bună credință și cei care nu sunt de bună credință. Eu cred că deci, s-a spart de ceva. Da, da, da. Pentru că la cazul ăsta se putea spune, sau Relu Fenechiu se putea spune, eu nu sunt de acord, dar s-a putut spune, da? A fost o indicație politică, justiția adică lui nu Băsescu. Nu le va da mâna să mai facă la fel transferuri cu spălări de bani, cu evaziune fiscală? Da. Eu cred că da. Eu cred că da și nu numai în sport sau în fotbal. Repet, eu cred că este un semnal pentru întreaga societate din România. Nu ne putem imagina că de mâine vom avea niște puriști în fotbal. Nu, nici vorbă. Însă... Nu, niște oameni mai atenți. Mai atenți. Da, și mai temători în cazul celor care se ocupă cu asemenea lucruri. Și cu ce schimbă asta lucrurile? Că devenim o societate cu mai multă încredere în justiție, esențial. Nu esențial? Asta și pentru fotbal? Și pentru fotbal este exact ceea ce se întâmplă astăzi la Federația Română de Fotbal. Este o adevărată revoluție, din asta primitivă, așa cum sunt revoluțiile de obicei. Au venit masele să ia puterea, într-un fel sau altul, nu se știe exact cine. Se pregătise o succesiune. Gică Popescu era urmașul dinastiei lui Mircea Sandu. Totul a fost pulberat într-o singură zi. Și acum este o luptă pentru putere cu regulile democratice. Asta schimbă. În general, luptele pentru putere în registru democratic schimbă în mod, oxigenează atmosfera. Am văzut multă lume, apropo de Gică Popescu, spunând așa, dom'le, ceilalți, ok, erau mafioți, dar Gică Popescu, valoarea sportului românesc, emblema generației de aur, ce au avut cu Gică Popescu? Unii spun asta, alții nu spun asta. Sunt împărțiți. Eu mă așteptam să fie mai mulți care să spună că Gică Popescu nu merita condamnat decât cei care spun că Gică Popescu merita condamnat. Sincer, mă așteptam la mai mulți pentru că știu cum radiază această rentă a fostelor glorii, rentă princiară de reputație a fostelor glorii. Radiază decenii, pe merit, ca să spun așa. În cazul ăsta, oamenii sunt împărțiți. Și cred că nimeni nu îi va șterge niciodată lui Gică Popescu povestea de mare fotbalist. De altfel, după părerea mea, este și povestea în care el, ca ființă, se va refugia și e normal să se refugieze. Altfel nu poți face față unei astfel de experiențe în închisoare după ce ai fost acum o lună. Se întâlnea cu toți președinții importanți de federație din Spania, din Germania, din Olanda. Astăzi, ziarele olandeze sau din Spania relatează despre faptul că o vedetă a fotbalului românesc a fost închis pentru 3 ani de zile, pentru fapte de corupție. Îi închide asta cariera lui Gică Popescu? Ca om din fotbal, probabil că da. Probabil că da. Vă așteptați la un gest de clemență făcut de președinte? O grațiere? Cred că da. Dacă mă întrebi atât de direct, să spun direct. Cred că da. Nu știu care dintre președinți, dar cred că fie actualul președinte, Traian Băsescu, fie următorul președinte, va fi tentat să-l grațieze pe Gică Popescu. Ar greși? Ar face bine? Nu știu. Mi-e foarte greu să spun. Mi-e foarte greu. Chiar și eu asimilez greu această decizie, sincer, pentru că am scris despre oamenii ăștia peste 20 de ani de când fac presă sportivă. Ei au fost, așa cum am zis, practic supremii fotbalului românesc. Cred că mai sunt 2 sau 3 nume. Mircea Sandu, Dumitru Dragomir și ne e greu să mai găsim încă 1 sau 2. În rest, toți sunt aici. Toți sunt aici. Astfel încât le recunosc multora dintre ei și calități. Și o să spun în continuare. Nume nici nu amic. Dar ai o tulburare ca jurnalist după ce ai provocat, chiar dacă nu tu ai decis fără discuție aceste lucruri. De aceea mi-e greu să spun dacă ar greși sau nu ca obținându-l pe Gică Popescu. Aș vrea să discut și eu, off the record, măcar cu un judecător la un moment dat, nu cu unul dintre cei care a judecat, asta va fi imposibil. Dar să-mi explice, de pildă, de ce un om care vine și dă imediat $400.000 din proprie inițiativă ajunge să fie condamnat la fel precum George Copos, care a fost beneficiarul
A două transferuri, nu doar unul transfer. E adevărat, dar poate... Dar poate până la capăt. De acord, dar poate că există circunstanța atenuantă. Sau poate că nu, de asta spun, nu știu. Am întrebările mele care nu țin de comentarea decizii instanței, ci pur și simplu ne-am urmărit. Și mai funcționează ceva, și anume, cum bine știți, individualizarea pedepselor. Nicio infracțiune nu seamănă cu cealaltă, nicio vinovăție, chiar dacă pare să vorbim de același lucru, de fapt nu seamănă. Sunt transferuri diferite, sume de bani diferite. Bun, mai e ceva interesant, de exemplu, infracțiuni diferite, falsuri diferite de un caz alt. Sigur. Numai că, oricum am luat logică, Popescu era într-un caz, George Copos era în două cazuri. În fine, sau de exemplu, suntem în situația care cred că e o premieră în România, în care după introducerea codului penal, procurorii au spus că fapta s-a prescris și instanța a spus că fapta nu s-a prescris. E evident o interpretare diferită a aplicării codului penal. E o premieră, asta vreau să spun. Ar fi interesant de discutat pe tema asta. Adică, iată, pentru că noi suntem obișnuiți ca în filmele americane. Dacă procurorii nu cer, instanța nu poate da ceva mai aspru decât ceea ce au cerut procurorii. Probabil că sistemul, nu probabil, sigur sistemul nostru este altfel. Dar uite că ne preocupă justiția la un alt nivel. Deci până acum o bănuiam de impotență, de faptul că n-are niciun chef, chiar dacă știe să facă ceva, că este cumpărată sau timorată de politicieni sau de oameni de afaceri, acum discutăm despre cum își fac treaba, de fapt. Dar merită discutat mai aplicat, poate, Cătălin Tolontan, despre cine sunt acești magistrați, procurorii, judecătorii, procurorii care au anchetat acest dosar, magistrații care au pronunțat sentințele. Și puțină lume știe, cred, că vorbim despre o mână de procurori, doi, trei procurori care au meritul de a fi dus în spate anchetele, bazându-se inclusiv pe ceea ce GSP scotea la lumină, și mai puțin cred că știu că judecătorii care au pronunțat aceste sentințe sunt judecători foarte tineri, sunt la 30 și ceva de ani. Și mai puțin știu că între judecători și procurori nu este niciun caz o complicitate așa cum încearcă unii să spună. Nu, dimpotrivă, brezlele lor sunt brezle distincte care au nu doar valori diferite normal, da, prin lege, ci și au anumite păreri unii față de alții. Adică judecătorii cred uneori că procurorii, chiar și cei de la DNA, sunt grăbiți în a rezolva cazurile. Procurorii cred că judecătorii nu înțeleg exact ceea ce s-a întâmplat în dosarele respective. A existat un moment în care oamenii aceștia au fost achitați și procurorii au spus, și am scris asta în ziar, tot pe surse, că s-au comportat judecătorii de la prima instanță ca și cum le-ar fi trimis procurorii un dosar doar alcătuit din coperți și fără niciun fel de conținut, absolvindu-i pe oamenii. Vorbim cu apropiați de această anchetă importantă, dosarul transferurilor, aflu că au existat în ultimii 2 ani, de la schimbarea atmosferei în justiție, au existat constant presiuni și voci care spuneau acest dosar se va închide. Sunt oameni mult prea puternici, cu foarte mulți bani, cu legături politice mult prea tari ca să riște ceva. Lăsați o baltă, nu vă mai agitați. Cu sprijin internațional? Ai avut în tot acest timp, sau ați avut la GSP, sentimentul că partida e pierdută, că dosarul se va închide cu achitarea sau cu scăparea? Când începi o astfel de muncă, nu încep nici spunând nu va fi nimic de făcut și nici spunând suntem siguri că lucrurile se vor rezolva într-un fel sau altul. Ai un tip de curiozitate ca jurnalist, să vezi ce afli și până unde pot merge lucrurile. De aceea răspunsul meu este, n-am avut o senzație extremă, radicală în niciun moment, nici de o parte, nici de alta. Am spus să vedem ce se va întâmpla. Tocmai pentru că România începe să fie o țară în care nu mai decide o singură voință. E imposibil ca cineva să țină în mână curtea de apel, în alta curte, DNA-ul, SRI-ul, toți cei care au contribuit într-un fel sau altul la acest dosar. Este practic imposibil. Și de aceea tot timpul sunt în luptă tot felul de competențe, interese, dacă vrei da, poate că au fost voințe și așa mai departe. Dar, repet, mie mi se pare o pedeapsă exemplară, și dorit exemplar, ca să zic, ca să fiu sincer până la capăt, pe care publicul o primește cu foarte mare satisfacție. Asta este absolut sesizabil. Toată lumea este reîmprospătată mental, toată lumea, mă rog, cei care știu, da? De această, oameni tineri, pentru prima oară se declară pe site-uri, pe bloguri, la telefoane, se declară uimiți de țara lor. Renaște speranța că muntele de corupție din fotbal poate fi mișcat. Și nu numai din fotbal. Și nu numai din fotbal, pentru că, am spus, iradierea este mai mare decât fotbalul. Știți ce mă miră, Cătălin Tolontan? Mă miră că la condamnările politicienilor, de regulă avem parte de dezbateri televizate pline cu politicieni care iau partea celor condamnați.
Sunt victime politice, victimele lui Băsescu, sunt nevinovați, dosarul e subțire, nu-i nimic acolo. E, de data asta, n-am văzut la televizor un politician care să spună ceva în apărarea lor. În condițiile în care toți acești oameni, Borcea, Nețoiu, frații Becali, Meme Stoica, pe toți i-am văzut foarte bun prieten cu o grămadă de politicieni. Cum se explică asta? Pentru că e foarte greu să mai apeși pe pedala ideii de edict, de ucaz politic sau un alt tip de ucaz de putere în cazul acestei sentințe. Adică cine ar fi avut interes să înfunde pe Dinamo sau pe Steaua sau pe manageri? Adică intrăm într-o zodia ridicolului dacă susținem că cineva a avut interes să infunde pe acești oameni. Dimpotrivă, politicienii nu știu să se lupească. Avram sau Traian Băsescu sau nu. Haide să fim serioși. Sau Victor Ponta. Niciun caz nu poate fi suspectat nimeni de... A fost un dosar care s-a derulat la niște cote de interes foarte mari. Asta da. Despre dar asta unde politicienii vorbi? N-au acționat? N-au încercat să le ia apărarea? Cum se explică asta? Putem presupune, dacă nu facem o presupunere prea hazardată, că și partidele sunt beneficiarii, hai să spunem, eliberării un pic a presiunii? Nu. Partidele cred că au fost și ar fi preferat să fie beneficiarii unui sistem corupt în fotbal, pentru că acolo se vândură bani negri, te poți lipi de stadioane mai ușor. Poate că simt și ei, politicienii, ceea ce simțim și noi. Ceea ce a spus emisarul Statelor Unite, ceea ce a spus RI de curând la raportul DNA, și anume că în România corupția a ajuns la cote care ne mulțumește într-atât populația, încât oamenii sunt în pragul unei revolte. Asta au spus. Nu cu aceste cuvinte, dar este evident că asta au spus. Adică se va ieși în stradă împotriva senzației că nu se poate face nimic în România. Lipsa de speranță va fi drive-ul care îi va duce pe români în stradă. Astea au fost mesajele. Alminte din jurul României, vedem asta. În Ucraina, exasperarea a scos pe sigur, în stradă. Sigur, față sigur, de asta, o sigur, castă politică sigur, roasă de corupție. Sigur, vedem asta și în Bosnia, am văzut asta și în Grecia. Vedem cam în tot sudul estului european. Avertizmentele sunt extrem de... Adică ideea este... Dacă nu reformați, ce se poate reforma în sistemul ăsta? Dacă nu recredibilizați instituțiile, justiția, vă veți trezi cu oamenii în stradă, că oamenii sunt atât de supărați încât nu mai au alt mijloc de apărare. Din punctul de vedere, verdictul în dosarul transferurilor, dramatic pentru cei opt, funcționează ca o supapă. Da, funcționează ca o supapă socială. Da, am această senzație. Ultima întrebare ar fi legată tot de politicieni. Am văzut la începutul discuției despre alegerile, reîmprospătarea garniturii în FRF, politicieni pe cale să repete greșelile făcute de Adrian Năstase și de garnitura veche de politicieni, astăzi dispărută din peisaj undeva prin închisori, și anume intervenția în alegeri, tentația de a te lipi de fotbal. Acum, după condamnările astea, credeți că politicienii vor mai face imprudența asta să intre în afacerea numită fotbal? Victor Ponta este un intervenționist prin definiție. Gabriel Oprea este omul care se ocupă, are în fișa postului din partea actuale puteri, pentru că este prieten cu Alghe Rădănescu, intervenția în zona fotbalului. Cred că ai dreptate și că îi va bloca un pic ceea ce s-a întâmplat. Îi va bloca pentru că lucrurile se schimbă dramatic începând de astăzi. Și, repet, eu cred că impulsul merge mai departe, e mai profund decât ne dăm noi seama acum și va avea consecințe în anii care vin. Repet, eu n-am văzut de foarte multă vreme o asemenea speranță în rândul publicului tânăr, care în general este detașat, e greu să-i le captezi atenția, nici nu știe cine a fost Jean Păduranu neapărat sau... Da? E greu să-i coalizezi în jurul unui sentiment bun. N-am văzut de foarte multă vreme o asemenea speranță ca cea exprimată astăzi după acest verdict. Mulțumesc, Cătălin Tolontan, redactor șef la Gazeta Sporturilor, ziar care merită să o spunem și să o amintim încă o dată, a stat la baza acestui dosar important, dosarul transferurilor, prin o serie de anchete publicate în urmă cu 8 ani de zile. Mulțumesc! Și eu mulțumesc!